Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitații mei din această seară, domnul Ștefan Popescu, analist de politică externă. Bună seara, bună, bine ați venit. Bine v-am regăsit. Și în curând cu noi e domnul H.D. Hartmann, analist, profiler, jurnalist. Bună seara, dați-mi voie, domnule Popescu, să vă citesc o ultimă știre. E breaking news cum ar veni, ați văzut că nu mai apucăm să discutăm niciuna din temele stabilite pentru că apare breaking news-ul. Exact. Rusia cere Hamas să elibereze imediat pe cetățenii străini ținuți ostatici în Gaza. Vladimir Putin lăudat la finalul discuțiilor. Deci au avut loc discuții purtate la Moscova cu reprezentanții brațului politic ai grupării palestiniene, adică Hamas, informează EFE conform Aged Press. Ministerul rus de externe a declarat agențiilor locale de presă că Moscova a discutat de asemenea despre evacuarea rușilor și altor cetățeni străini de pe teritoriul enclavei palestiniene cu șeful adjunct al biroului politic al Hamas, Musa Abu Marzuk. Cum vedeți această inițiativă, această înșurubare a lui Putin, a Moscovei? Rusia era de mult înșurubată pentru că trebuie să ne uităm la prezența în Siria. Și e o carte, mi-aduc acum aminte, scrisă în anii 90 de un mare specialist pe lumea arabă al Rusiei, care a fost și șef al FSB-ului și jurnalist. A început cariera corespondent al Pravdei în Orientul Mijlociu și a fost și prim-ministru Evgeni Primakov, care a scris o carte Rusia și Arabii și arată clar prezența istorică a rușilor și rețelele rușilor. Rusia are o relație istorică cu Hamas, are capacitatea să vorbească inclusiv cu gruparea militară, pentru că există o oarecare diferență între brațul armat al Hamas și brațul politic, adică nu știm sigur dacă factorul, ramura politică a Hamas are autoritate asupra ramurii militare. Aici nu vorbim cu un stat, vorbim cu o organizație teroristă, dar are capacitatea să vorbească și cu ramura militară din simplu motiv că Rusia are relații privilegiate cu Iranul, are relații foarte bune cu Siria și, bineînțeles, pe teritoriul Siriei, unde sunt 5.000 baze rusești, sunt miliții pro-iraniene care sunt în dialog, care ați văzut că au tras câteva rachete și asupra unor obiective americane și asupra teritoriului israelian și pentru a da un semnal ca Israelul... Biden aseară într-un discurs chiar i-a avertizat pe liderii iranieni că vor răspunde dacă se va mai întâmpla ca bazele soldaților americani să fie atacate. Dar atacurile astea nu cred că au obiectiv să producă și pagube. Ele sunt un semnal să arate că la un moment dat este posibil, dacă Israelul va începe o operațiune de amploare în Gaza, o operațiune terestră, ca toate grupările acestea, Hezbollah, milițiile șiite pro-iraniene din Siria, cele din Irak, rebelii Houthi, să înceapă operațiuni, să intre într-un război care a complicat situația Israelului. Credeți că vor fi eliberați ostaticii străini după această întâlnire? Că altfel nu văd de ce ar fi făcut, de ce ar fi în comunicatul de presă ar fi spus asta. Acum eu pot doar presupune, uitându-mă la ce s-a întâmplat până acum, cum au fost eliberați ostatecii. Ați văzut că au fost eliberați doi, deci foarte puțini, tocmai pentru a dicta o anumită temporizare. Pentru că vedeți că faptul că nu eliberează pe toți odată, eliberează puțin câte puțin, tocmai pentru a câștiga timp. În momentul în care tu câștigi timp, timpul se prelungește, ecuația pentru Israel, deciziei de a interveni se complică pentru că trebuie să țină seama de emoțiile străzii arabe, care poate aceste emoții care pot pune în pericol acordurile de normalizare cu statele arabe, și Israelul nu are interes, pentru că problema intervenției este cât de mult, care e pragul până la care arunci tot în aer și îți ostilizezi toată regiunea. Pentru că nu vor mai putea să-i țină în frâu. Ați văzut comunicarea politică a Turciei, și Turcia era într-un proces de normalizare cu Israelul mai discret decât Arabia Saudită, sunt obligați toți acești lideri să aibă o comunicare politică care să satisfacă, să meargă în direcția emoțiilor străzii, chiar dacă țările arabe
sunt opuse mișcării Hamas. Și, bineînțeles, să dea timp mișcării Hamas să se regrupeze, să-și păstreze o parte din potențialul militar, pentru că eu nu cred că odată intrați în nordul Gazei, acolo va fi concentrată întreaga grupare Hamas și va putea fi distrusă în momentul în care civilii se vor retrage. Nu cred acest scenariu. Apropo de întâlnirea de astăzi, care mi se pare totuși foarte spectaculoasă, să spuneți că au existat dintotdeauna legături, mă rog, o legătură. Da, Orient. Moscova a confirmat de asemenea poziția sa neschimbată în favoarea punerii în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și ale Adunării Generale privind crearea unui stat palestinian suveran în granițele din 1967, cu capitala în Ierusalimul de Est și care să trăiască alături de Israel în pace și securitate. La finalul discuțiilor, Hamas a lăudat poziția președintelui rus Vladimir Putin cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, întrucât, în timp ce și-a exprimat condoleanțele față de Israel, a condamnat uciderea civililor în atacurile israeliene asupra teritoriilor palestiniene. Da, nici rușii nu cred acest comunicat, cele spuse de Putin, adică soluția a două state aici se întâlnesc cu americanii, pentru că ați văzut săptămâna trecută președintele Biden din biroul Oval a vorbit despre o soluție politică, adică două state. Problema frontierelor este cu totul altceva, pentru că Cisjordania de la acordurile de la Oslo din 1993, când se aflau cam 250.000 de coloni israelieni în Cisjordania, acum sunt undeva la între 500-700.000, nu mai știu exact, nu mai mi-aduc aminte exact, dar în orice caz nu mai este viabil, nu ar mai avea continuitate teritorială o deci asemenea realitate. Deci nu credeți că este valabilă o astfel de propunere? Acum nu, dar trebuie pus ceva în loc. Trebuie o soluție politică, pentru că marea problemă, și Biden a spus, discursul lui Biden îl putem critica pe multe aspecte, dar discursul lui, să știți, din biroul Oval a fost foarte bun. A spus clar, nu repetați, a spus Israel, nu repetați greșelile făcute de noi după 11 septembrie, gândindu-se fără îndoială la momentul 20 martie 2003, invadarea Irakului, când au mers din punct de vedere militar fără să aibă și o soluție post-conflict, care nu poate fi decât o soluție politică. Trebuie să pui ceva în loc. Pentru că dacă nu pui ceva în loc, și în orice caz nu poți eradica cu tancuri și cu operațiuni clasice, cu armată regulată, o mișcare teroristă. Ce s-a întâmplat în Afganistan? În Afganistan am avut 20 de ani de prezență militară americană occidentală pentru a avea din nou pe Taliban la putere. În Irak am văzut că, iată, și acum avem miliții șiite. Deci e greu de pus în practică acum, dar trebuie găsită o soluție. Trebuie găsită o soluție care trebuie să fie politică și economică, pentru că altfel aceste frustrări vor genera o bază de recrutare pentru Hamas. Marea problemă este, și am văzut acum recent câteva zile în cotidianul Le Monde, dădea publicității rezultatele unui studiu, 60% aproape din populația palestiniană vede ca singură metodă de a rezolva soluție, lupta armată. Numai 20% din populația palestiniană este în favoarea unei soluții negociate și pe fondul decredibilizării autorității naționale palestiniene. Cred că l-ați văzut pe președintele Mahmoud Abbas, care a fost scos probabil din casa de bătrâni pentru a se întâlni cu Emmanuel Macron. Este total depășit de situație, autoritatea națională palestiniană nu mai reprezintă nimic în momentul ăsta. În schimb, Biden se pare că e cazat chiar la Casa Albă, adică nu trebuie să meargă la un cămin de bătrâni și cu atât mai puțin undeva aici, la căminele astea din România. Dați-mi voie să-l introducem în această discuție și pe domnul H.D. Hartmann. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara, domnule Popescu! Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, apropo de această ultimă declarație, comunicat de presă, sunteți un specialist când vine vorba despre Rusia, vedem că rușii nu numai că s-au băgat în seamă, dar s-au întâlnit cu aripa politică, să-i spunem, a Hamasului. A cerut eliberarea imediată, spuneam mai devreme, a ostaticilor străini,
și așa mai departe. Cum vedeți această intervenție? Între timp, din câte ne aducem aminte, acolo are loc un... rușii sunt implicați într-un război în Ucraina. Sigur că nu s-a întâmplat nimic între timp. De Zelenski, spuneți dumneavoastră ce s-a mai auzit, ce mai știți, că eu nu mai știu nimic. Cum vedeți această înșurubare a rușilor în problema Orientului Mijlociu, domnule Harman? Nu este neapărat o înșurubare a Rusiei în Orientul Mijlociu. Ei sunt acolo de foarte mult timp, ca să fim foarte clari. Sunt cam de când există tentațiile socialiste, panarabe. Deci, domnul profesor Popescu ne poate povesti istoria prezenței sovietice, comuniste în lumea arabă. Să nu uităm că principalii finanțatori ai OLP-ului, până a deveni prieten foarte bun Yasser Arafat cu Nicolae Ceaușescu, au fost sovietici. Și să nu uităm că primele unități de luptă ale OLP-ului au fost antrenate de către sovietici în Egipt. Deci nu este o înșurubare, ci este o revenire la vechile metode ale Uniunii Sovietice. Rusia astăzi și în acest moment rescrie narativul statului palestinian. Trebuie să fim foarte clari. În ultimii 20 de ani, de fapt după tratatul de la Oslo, după înțelegerea de la Oslo, care de fapt a fost la Washington semnat după negocierea de la Oslo, autoritatea palestiniană a crezut că a câștigat. Yasser Arafat a crezut că a câștigat. Și în realitate este că leadership-ul izraelian, majoritar, Rabin, Dumnezeu să-l ierte, a plătit cu viața pentru așa ceva, pentru că a crezut invers, dar majoritatea liderului izraelian a fost împotriva înțelegerilor de la Oslo, împotriva negocierilor de la Oslo și a rezultatelor. Ca atare, în momentul în care Iranul preia practic, ideologic, narativul palestinian, devine singura țară non-arabă din Orientul Mijlociu, care va sprijini punctual și nu numai punctual, apoi și financiar, crearea Hamas este produsul, este victoria lor ideologică și victoria lor tactică în zonă. Deci va prelua dosarul palestinian atunci când lumea arabă se cam, să spunem așa, nu se mai interesa de el. URSS-ul trecea prin perioada aceea crâncenă a corupției elținiene și a privatizărilor occidentale și a furtului de resurse ale fostei URSS în numele capitalismului victorios. Și apariția lui Putin, care trebuia să rezolve 7.000 de lucruri în același timp, degradarea puterii militare rusești, degradarea puterii politice, considerarea, și astăzi sunt câțiva care consideră într-un mod greșit că Rusia este doar o benzinărie cu bombe atomice, așa se poate spune, de exemplu, și despre Statele Unite, că este o benzinărie cu bombe atomice. Dar toate acestea fiind spuse, este momentul în care Rusia readuce narativul palestinian, existenței statului palestinian, în discuție și se folosește de acest narativ. De ce? Și aici puțină lume observă că este o rivalitate în acest moment între Iran și Rusia, între Iran și China. În momentul în care ai o axă care devine foarte, foarte importantă din punct de vedere geopolitic, cea ruso-iraniană-chineză, încă nu știm China cum va acționa până la finalul acestui război, până la finalul acestei, să spunem, acestei faze de ofensivă aeriană izraeliană, dar când ai această rivalitate în interiorul axei, trebuie, bineînțeles, ca Rusia să oprească Iranul. Și ea, în acest moment, începe să joace pe Ramallah. Iranul joacă pe în interiorul Palestinei, bineînțeles că așa ea joacă cu mulți, cu Hezbollah și etc., dar în interiorul Palestinei ea joacă cu Gaza. Iranul, Teheranul joacă pe Gaza. Și acum Rusia joacă pe Ramallah. Și este iarăși o problemă fundamentală, extrem de complicată geostrategic pentru Israel. Acum pe cine sprijin? Să nu uităm, totuși sunt 782 de evrei uciși în 7 ore, în condiții atroce. Sunt peste 220 de ostateci, sunt peste 80 de femei evreice luate ostateci sub 30 de ani de către Hamas. Deci acolo s-a jucat la rupere, cum se spune în limba română. Deci de aia Rusia se reînșurubează, dar nu cum își imaginează
extremiștii care spun că Rusia, dacă plouă e vina Rusiei, dacă ninge e vina Rusiei, ci ea se înșurubează în vechiul narativ cu Ramallah, cu LP, cu Al-Fatah, cu linia lui Yasser Arafat, care bineînțeles că este Abu Abbas, șeful, într-adevăr, cum spunea și domnul Popescu, l-au adus de la Casa de Bătrân. Pe Biden n-au mai trebuit să-l mai aducă la Casa de Bătrân, că l-au trimis direct în Casa Albă, care a devenit un fel de geriatria lui. Emiratele Arabe Unite, domnule Harman, Iordania, Bahrain, Arabia Saudită, Oman, Qatar, Kuwait, Egipt, Maroc fac o declarație comună prin care se condamnă strămutarea forțată și pedeapsa colectivă în Gaza, condamnă țintirea civililor, încălcările dreptului internațional umanitar. Potrivit declarației, țările arabe spun că dreptul la autoapărare nu justifică încălcarea dreptului internațional și neglijarea deliberată a drepturilor legitime ale poporului palestinian. Reuters. Da. Bun, acum, să vă spun, lumea arabă trebuie să înțeleagă un singur lucru. După aproape 20 de ani de când au uitat de statul palestinian și de cauza palestiniană, după ce Iranul le-a reamintit permanent și, apropo, Iranul s-a bucurat de o mare simpatie peste tot, datorită și din cauza, ambele merg în această situație, și datorită și din cauza, eu aș spune mai mult din cauza acestei preluări a narativului palestinian integral și a trimiterii narativului într-un spațiu extrem de radicalizat, cum este cel al Hamas, lumea arabă trebuie acum să-și găsească și ea punți de dialog. Ce să facă? Maroc cu Tunisia, Dumnezeule, vedeam ieri declarația președintelui tunisian în fața unei mulțimi de tunisieni într-o piață, s-a dus și a vizitat nu știu ce și s-a întâlnit cu poporul și președintele tunisian era mai că lua foc. Drama este că Tunisia n-a făcut nimic pentru. După ruptura relațiilor între Tunisia și OLP, după scandalul care l-au avut cu Yasser Arafat, Tunisia n-a mai avut nici dorința, nici puterea de a mai face ceva pentru palestinieni. Sunt prinși la mijloc între această nouă axă Moscova-Iran-Beijing, la care văd că pe această temă, și asta mă uluiește, și asta poate domnul Popescu, care e expert în Franța, ne poate explica cum Franța bagă cărbuni serioși în favoarea Iranului. Asta este interesant, mă uit și la dosarul armenian, la fel, bagă cărbuni serioși în favoarea Iranului. Ce obține de acolo nu știu Franța, dar să nu uităm că Iranul este cel mai mare dușman al Europei Occidentale, democrației și civilizației occidentale din lume la ora actuală. Deci, lăsând această axă, ei sunt în mijlocul luptei dintre această axă și, bineînțeles, interesele Statelor Unite, care domnul de la Casa Albă a făcut o cuvântare, nu știu de ce, toți analiștii o dau ca cea mai bună cuvântare din istoria lui. Presupun că la gângăvelile care le spune, da, faptul că n-a făcut multe greșeli și gafe lingvistice, este faptul că a putut să citească, adică, un text. Din punct de vedere al exprimării gramatical, da. Și așa mai departe. Da. Păi știți că dânsul cam uită unde e, știi, așa. Da. Deci faptul că Biden a reușit să citească două pagini fără să se întrerupă și fără să spună că a luptat în Afganistan el și că a câștigat fisul nu știu ce decorație când ăla n-a participat la niciun război, este un succes, dar realitatea este că interesele americane sunt grav lovite. Și acolo trebuie să se înțeleagă, dacă pierd Statele Unite, câștigă cine? Și aici este toată întrebarea, câștigă Iranul? Să ne ferească Dumnezeu de satrapia iraniană. Să ne ferească Dumnezeu de influența Domnul iraniană. Domnul Arma, dar dumneavoastră de ce continuați să fiți un analist rău din punctul acesta de vedere? Rău, mă rog, dar bun, n-ați putea să nu mai fiți atât de rău, dacă e posibil, mai ales într-o emisiune de asemenea rezonanță. Adică ce trebuie, să laud Iranul că a plătit Hamasul să facă aceste crime? Nu de Biden vorbeam, apropo de portretul pe care l-ați făcut. Dar nu, și nu l-am făcut eu, și îl face singur. Am înțeles. Scuze. Deci, practic, dumneavoastră n-ați făcut altceva decât să creionați pe conturul făcut de domnia sa, de președintele Statelor Unite. Păi, iertați-mă, n-am nicio vină că dânsul are o vârstă, n-am nicio vină că dânsul uneori uită unde se află, dar este important. Toți analiștii spun, mamă, ce mare cuvântare a avut domnul Biden. Domnul Biden n-a spus nimic. De 50 de ani se spune Israelului, nu te duce în Liban, s-a dus în Liban, nu te duce în Cisjordan, s-a dus de 3 ori în Cisjordan. Vă mai amintiți când l-au prins într-o singură clădire și l-au înconjurat pe Yasser Arafat și l-au ținut un an de zile izolat în clădirea președinției autorității palestiniene? Vă mai amintiți? Era omul bolnav, îi trimiteau efectiv, regele Iordaniei îi trimitea cu o mașină, îi trimitea medicamente și mâncare.
Deci, de 50 de ani se spune Israelului, nu merge pe această zonă și ei se duc. Acum, cinstit, nu știu care este soluția. Cum ar fi trebuit să răspundem la un atac atât de sângeros și de barbar? Păi cum da, ar fi încă trebuit Statele, încă n-ați Statele răspuns... Unite la 9-11? O clipă, domnul Tucă. La 9-11 cum ar fi trebuit să răspundă Statele Unite? Să spună, bravo, Ben Laden, ce frumos ești! Și să creadă pe Taliban că n-au avut nimic de a face, nu? Da, da, adică, totuși a durat, au trecut 10 ani până l-au lichidat pe Ben Laden. Da, mă rog, nu era că a fost bine apărat de Pakistan. Pentru că a fost bine apărat de Pakistan. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Popescu. Apropo de, de acest comunicat, de această declarație făcută de Emiratele Arabe Unite, Iordania, toate țările arabe din regiune, credeți că au, poate să aibă vreun rol, poate să medieze într-un fel? Nu, Emiratele Arabe Unite în niciun caz. Qatarul este cel care ne mediază. Qatarul, vedeți cât de inventive sunt statele în diplomație, își creează anumite nișe în care pot, pe care își pot construi influența alături de Al Jazeera, care este un instrument extraordinar, bineînțeles, de banii pe care îi are Qatarul și accesul la tehnologii, ceea ce face ca imensul zăcământ gazier dintre Iran și Qatar să fie exploatat numai de Qatar și din acest punct de vedere să existe o anumită relație contractuală între cele două. În Qatar stau șefii politici ai Hamas în hotelurile luxoase din Qatar, nu întâmplător de domnul Antony. De acord. Da, 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 vă rog. Nu întâmplător, domnul Antony Blinken s-a dus în Qatar, la Doha, a urmat la o zi ministrul iranian de externe. Qatarul plătește și joacă un rol din 2004, să știți, de după invazia din Irak, un rol și a făcut o specializare în a elibera ostateci. Plătește efectiv chiar Qatarul și prin asta își construiește o adevărată influență, utilitate pentru toți actorii din regiune, inclusiv state importante, precum Statele Unite ale Americii, Franța. Președintele Emmanuel Macron a recunoscut că via Qatar negociază Franța, nu numai Qatarul, Egiptul joacă de asemenea un rol. Egiptul are cea mai bună rețea de spionaj în Gaza și un alt stat care mai dă o mână de ajutor este Turcia. Turcia, care are relații istorice cu Hamas, de mult din anii 70, tatăl spiritual al lui Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan, avea relații cu această organizație, dar în același timp acest comunicat și această întâlnire trebuie să o vedeți doar din punctul de vedere al comunicării publice și nimic mai mult. Statele arabe au de-a face cu presiunea străzii arabe. Asta este marea lor problemă. Strada arabă care riscă să le bulverseze calculele strategice. Și vedeți până la urmă că politica externă, politica internațională, strategiile se bazează pe emoții. Și calculele pe politice, imagini, de fapt, pentru fiecare din aceste țări. Da, vă rog, vă rog, domnule Harman. Dacă sunteți atent un pic, vă rog, la răutatea proverbială care vă face recunoscut în toată țara. Vă rog. Domnul Popescu aici a făcut un profil mai bun decât mine. Într-adevăr, această declarație publică a ministrilor de externe a tuturor țări arabe, de fapt, răspunde unui necesar de a dialoga cu strada arabă care este incandescentă la ora aceasta. Eu atrag însă atenția asupra celor două nuanțe fundamentale pe care domnul Popescu ni le-a prezentat și îl felicite, sunt unul din puțini analiști. Victor Ponta la noi, la dumneavoastră în emisiune cu mine, a vorbit de Qatar și de Turcia, cele două țări care sunt integrate într-un mecanism diplomatic. Deci domnul Popescu are sursele sale foarte profesioniste de informații. Ceea ce vreau să spun însă este că dacă turcii au mers pe ideea că Hamas nu este o organizație teroristă, ci este o organizație, sunt batalioane de mușahedin, cum a spus președintele. De eliberare. Nu consideră teroristă. De eliberare. Nu. Dar interesantă poziționarea, dacă îmi permiteți. Când a avut loc tragedia din 17 exact. octombrie... Lasă-mă să termin o clipă, domnul profesor. Lasă-mă să termin ideea și după aceea... Qatarul a spus ceva foarte grav. El nu negociază eliberarea, el se află în plin proces de negociere, da? Statele Unite au cerut Qatarului să le ajute pentru cetățenii americani. Ei nu negociază decât eliberarea ostaticilor cu dublă cetățenie. Ostaticii evrei nu intră în discuție. Asta este o nuanță cumplită pentru Israel. Și Putin a cerut eliberarea ostaticilor străini.
Atenție! Deci nu se vorbește despre ostaticii evrei, ceea ce e foarte grav. Undeva în subteranele politicii mondiale asistăm parcă la un dialog despre, nu cum spuneau noțiunile naziste, chestiunea evrească. Atenție! Undeva evreii sunt dați la o parte. Deci asistăm, Franța are aproape, nu aceeași poziție, dar aproape, cum spunem noi în engleză, near the position, nearing the position. Qatar a spus-o foarte clar că nu negociază pentru ostaticii evrei israelieni, Turcia nici nu discută, dar interesante că aceste nuanțe ne arată că nici Occidentul nu mai are resursa de negociere și că Israelul în acest moment are o problemă de izolare. Cum va ieși din această izolare, nu-mi dau seama. Domnul Popescu, vă rog, îmi cer scuze. Nicio problemă. Pe 17 octombrie, când a avut loc tragedia la spitalul din Gaza City, se afla la Istanbul unul din liderii politici ai Hamas, Ismail Naeh. Și a fost invitat de Turcia să părăsească teritoriul Turciei. Deci arată foarte interesant. Pe de altă parte, comunicarea lui Erdogan, care este și un animal politic, va avea alegeri locale în peste puțin timp. Deci el se poziționează, el preia, merge pe val. În același timp, deci profită de pe urma inflamării străzii. Este și exponentul, el a contribuit la această mutație a societății turce către islam, către valorile tradiționale. În același a fost o țară care a susținut, de altfel, și Erdogan a susținut foarte mult frăția musulmană. Hamas este de sorginte frăția musulmană și în același timp îl invită să părăsească teritoriul Turciei, chiar dacă după au dezmințit și au spus că nu l-au invitat să părăsească teritoriul Turciei, și înaintează Parlamentului de la Ankara acceptarea candidaturii Suediei la NATO. Deci iată, dacă ar trebui să asociem o figură cuvântului echilibristică, probabil că figura domnului Erdogan ar fi cea mai potrivită. Bun, o întrebare și după aceea o să trecem. Am foarte multe informații interesante. Sper să avem timp să vorbim despre ele și să vă rog pe domniile voastre să le comentați. Spuneți-mi, pentru că sunteți amândoi analiști de renume, cum vedeți desfășurarea lucrurilor în continuare? Cum vedeți ceea ce se întâmplă cu această intervenție terestră care n-a mai avut loc, a fost o singură incursiune? Cum vedeți dacă există vreo soluție de pace? Cine ar putea să se pună chezaș pentru o întâlnire la care să participe țări care pot negocia și care pot ajuta pacea în Orientul Mijlociu? Sau lucrurile astea nu se pot întâmpla, nu pot avea loc până când nu va avea loc această incursiune terestră, până când Israelul nu va face ceea ce a spus, că nu discută când e vorba despre Hamas și vrea să elimine Hamas odată pentru totdeauna. Comunicarea politică publică este una, realitatea este cu totul alta. Cum să nu fie interesat Israelul să salveze vieți israeliene? O observație metodologică. Nu poți negocia decât în momentul în care vorbești tuturor părților. Nu poți media decât în momentul în care vorbești tuturor părților. Deci trebuie găsite spații neutre. Qatarul este unul dintre aceste spații și am amintit Turcia, parțial Egiptul. Am să vă întrerup, domnule Popescu, nici Qatarul, nici Turcia nu sunt spații neutre pentru Israel. Qatarul și-a pierdut de foarte mult timp, să spunem așa, delegația de bune maniere. Au un dialog cu Qatarul pentru că fondurile care ajungeau în Gaza nu avea banii luați de funcționari. Hamas nu este numai, am spus, o ramură militară, este și o administrație, este un guvern. Da, e o ramură administrativă. Da, exact. Și acești funcționari erau plătiți de către Qatar. Cum ajungeau acești bani? Ajungeau în cash? În numerar,
ajungeau pe aeroportul Ben Gurion și de acolo erau escortat de israelieni. Există o soluție pe care o vedeți în momentul ăsta sau această soluție? Nu. Soluția nu poate fi domnul... numai... Vă rog. Da, domnul Popescu, plata salariilor unor funcționari Hamas nu... Stați o secundă. O secundă, domnule Harman. Există o soluție în momentul ăsta, vedeți, posibilă? Sau această soluție poate fi gândită, poate fi pusă în aplicare după intervenția armatei israeliene? Păi are loc intervenția deja. Aerian, la nivel de unități de comando, nu întâmplător Statele Unite au delegat un ofițer de legătură la statul major al armatei israeliene, generalul James Glynn, care este general locotenent, un specialist în a condus de altfel trupele speciale ale marinei americane și s-a ilustrat ca și comandant împotriva ISIS, împotriva operațiunilor împotriva statului islamic. Deci este clar că această temporizare, deci Israelul este obligat să temporizeze odată de prezența ostaticilor, de prezența celor 3.000 de binaționali în Gaza, din care 1.500 sunt europeni. Pe de o parte, pe de altă parte, există presiunea venită din partea populației israeliene. După masacrele... Și este meritul totuși a lui Netanyahu că, și a cabinetului de război, faptul că îi ține pe extremiști în afara acestui cabinet de război și că nu a cedat emoției foarte puternice pentru a interveni militar. La început asta părea a face. Biden spune că nu i-a cerut lui Netanyahu să amâne ofensiva terestră în Gaza. Până atunci, până o să comenteze și domnul Harman și o să-i dau imediat cuvântul, dacă vreți să comentați ceea ce citesc eu acum, Israelul mustră Rusia pentru întâlnirea cu liderii Hamas la Moscova. Pe măsură ce frustrarea publică a Israelului față de Rusia crește, Ministerul de Externe mustră Moscova pentru că a găzduit astăzi liderii Hamas. Hamas este o... Nu mai știu să pun accentul, am zis de atât de multe ori Hamas că nu mai știu să pun accentul. Hamas este o organizație teroristă mai rea decât ISIS. Liniile înalților oficiali Hamas împătate cu sângele a peste 1400 de israelieni care au fost măcelăriți, uciși și executați și arși și sunt responsabili pentru răpirea peste 220 de israelieni, inclusiv bebeluși, copii, femei și bătrâni. Israelul vede invitarea înalților oficiali Hamas la Moscova ca pe un pas obscen care oferă sprijin terorismului și legitimează atrocitățile teroriștilor Hamas. Continuă el, adăugând că Israelul cere Moscovei să expulzeze imediat pe liderii Hamas. Da, repet, dialogul Rusiei cu Palestina e de atâta timp. Dar am să comentez puțin, pentru că domnul Popescu, ca și mine, are datele. Da, este adevărat că Statele Unite au trimis un general care dădea cu bombița în ISIS. Le-au trebuit și lor ani de zile să-i termine pe ăștia din ISIS, după ce au distrus două state, efectiv ISIS-ul. Așa, da, este adevărat că toate aceste lucruri se întâmplă. Problema fundamentală este următoare. Noi nu vorbim de declarația de ieri a premierului Netanyahu, care a vorbit despre prorocirea de prorocul Isaia, care este critic. Mesajele lui Isaia sunt critice pentru consolidarea identității iudaice și în special identității sioniste, identității religioase a statului sionist. Acolo în prorocirile marului proroc Isaia, marului proroc evreu Isaia, se vorbește despre câștigarea războiului de către evrei. Bineînțeles că Isaia se refera la marile lupte de independență și de libertate ale evreilor din timpul său. Dar se poate transfera mesajul său de speranță. Ce a făcut ieri Netanyahu este exact să spună Israelului și poporului israelian că el va continua să amâne intrarea în Gaza. Nu anulează, dar va continua să amâne. Eu cred că pe lângă problema celor peste 220 de răpiți, și repet, acolo, dacă cifra este corectă, domnul Popescu, dacă o știți exact, vă rog să mă corectați, este vorba de 37 de copii evrei sub 10 ani răpiți, după ce l-au fost uciși părinții în fața lor. Atenție foarte mare. Barbaria atacului din 7 octombrie nu trebuie sub nicio formă să fie redusă la tăcere, da? De răspunsul militar al Israelului.
Deci noi încercăm acum să falsificăm puțin sensul istoric al evenimentelor și să spunem, nu domnule, 1400 de evrei măcelăriți la ei în case, nu contează, pentru că uite ce face armata izraeliană. Ba nu, asta contează. În primul rând trebuie să ne uităm la cauză și apoi la efect. Deci barbaria cu care s-a lucrat și barbaria care uităm să o spunem. Asta e foarte interesant. Și Israelul tot continuă să o spună. O, fraților, avem copii ai căror părinți au fost asasinați în fața lor și apoi răpiți. Și parcă nimeni n-aude. Deci, prin mesajul ieri aproape mesianic al premierului Netanyahu, care s-a folosit un mesaj mesianic foarte, repet, foarte cunoscut în identitatea, în construcția identitară sionistă a statului Israel, el spune, vom intra, dar vom intra mai târziu. Deci stați cu minți, stați liniștiți, oameni buni, nu rămâne Gaza așa. Pe de altă parte, eu reamintesc că orice lăsare a ritmului, răspunsului militar al premierului Netanyahu și al guvernului de război, este o înfrângere. Este identic ca și când ai spune acum Ucraina semnează pacea cu Rusia. Ar fi o înfrângere totală pentru Occident. Dacă astăzi guvernul izraelian începe negocieri cu Hamas, face o încetare a focului, execută o încetare a focului, semnează o încetare a focului, într-o țară neutră, nici mai știu care e țara aia, probabil că trebuie să fie pe Marte, pe Jupiter, pe undeva trebuie să fie. Căci eu nu cunosc țară la ora actuală din Europa Occidentală, Europa Orientală sau din Asia sau Africa, care să fie neutră și să poată să ofere spațiu de negociere între Israel și Hamas. Dar dacă Israel oprește, a pierdut. Înseamnă că mâine vom avea același tip de barbarie și același plângăcioși pe stradă care vor spune, vai săracii, sunt omorâți de răspunsul armatei. Uitați, o analiză din Le Figaro confirmă, da, nu știu dacă a citit-o, de ce Israel nu poate accepta o încetare umanitară a focului în Gaza. Țările europene se luptă să cadă de acord asupra acestei noțiuni, da, restrictive care ar pune capăt temporar ostilităților. Pentru statul evreu, aceasta nu este o opțiune, scrie Le Figaro. Domnule Popescu? Nu este, n-are cum să fie. Și, repet, ar fi ca Ucraina acum să spună gata, ceasefire, arrêt de feu, cum îi se spune, domnul Popescu, că nu vine decât în ce am spus acum un minut. Vreți să spună în italiană sau în franceză? Da, privează Israelul de dreptul de a se apăra. Între timp, Israelul, exact, nu vrea să audă despre o încetare a focului, la fel ca aliatul său american, care a amintit din nou marți că o astfel de opțiune ar aduce beneficii Hamas. Cu o zi înainte, purtătorul, da, de cuvânt al Departamentului de Stat a explicat deja că o încetare chiar temporară ar oferi Hamas posibilitatea de a se odihni, de a se reechipa și de a se pregăti să continue să lanseze atacuri teroriste împotriva Israelului. Israelul nu și poate... Și ar mai da un lucru și las pe domnul Popescu, îmi cer scuze. Ar mai da, domnule Tucă, idei altor organizații teroriste, că sunt palestiniene, că sunt iraniene, că sunt catareze, că sunt finanțate de alte state arabe sau non-arabe, dar islamiste, da? Să atace Israelul. Că vor ști că până la final le zboară 3-5 rachete peste cap și după aceea are loc un fel de pace. Păi rece. Și cu aia de 2 milioane din Gaza ce facem? Aici este o problemă. Și aici părerea mea este că aici este de fapt discuția. Negocierea din Qatar și cu Turcia, pe turci nu interesează palestinienii din Gaza să fie serioși. Iau 2 milioane de sirieni care îi țin în corturi. Da? Deci hai să fim serioși. Eu n-am văzut încă lumea arabă să fie iubitoare de palestinieni. Singura țară care cu adevărat are interese fundamentale, lăsând cele sentimentale, regina țării respective este palestinian, că este Iordania, care jumate din populație este palestiniană, ca urmare a transferului de populații în ultimii 50 de ani. Deci, în afară de această țară, care este legată ADN-ei de Palestina, eu nu văd nicio altă țară arabă care să-i primească. Președintele al-Sisi, mareșalul al-Sisi al Egiptului, a spus... Domnule Harman, iertați-mă, vă rog să vă întrerupeți un pic, pentru că domnul Popescu o să-mi plece în câteva minute și după aceea rămânem să dezbatem noi. Din păcate, pentru dumneavoastră, întrebările în continuare, întrebările realizatorului sunt foarte grele, dar v-ați obișnuit cu asta. Vă rog, domnule Popescu. Da, Israelul nu poate tolera un Hamas înarmat cu o capacitate de a lansa la un alt moment
operațiuni similare și nu numai, nu poate tolera prezența jihadului islamic, care este un aliat de mai mică importanță, dar foarte determinat, nu poate accepta nici societatea israeliană și nici serviciile, armata, dar acest lucru nu poate fi rezolvat numai militar. Încă observație, pentru că ați văzut, Israelul comunică numele celor șefilor militari Hamas care au fost omorâți. Nu o face în mod întâmplător, arată, transmite un semnal Hamasului și jihadului islamic că are informații asupra locului în care se află, asupra comandamentelor. Adică este clar că Israelul are o capacitate, cunoaște ceea ce se întâmplă la fața, la fața locului. Numai că știe aceste lucruri, dar cunoaște foarte bine unde se află. Pentru că tot eliminat liderii. Hamasul spune așa, așteptăm mai mult de la Hezbollah împotriva Israelului. Hamasul se așteaptă la o intervenție mai puternică din partea Hezbollah în războiul cu Israelul. Există o tentație de a atrage din partea Hamas și a jihadului islamic, care operează și în sudul Libanului. Posibil că unele lovituri cu rachete au fost ale jihadului islamic, nu neapărat ale Hezbollahului. Această tentație de a atrage Hezbollahul în conflict, Hezbollahul nu are interes, pentru că își aduce aminte de acțiunea, răspunsul puternic dat de armata israeliană în războiul de o lună 2006, în iulie-august, și are și o bază teritorială, adică a riscat să piardă foarte mult, chiar dacă are un arsenal impresionant. Experții spun 150.000, 200.000 de rachete, au rachete antitank, au mortiere, au trupe speciale și, într-adevăr, intrarea Hezbollahului a complica situația Israelului. Hezbollahul face totuși ceva, pentru că menține, alături și de milițiile pro-șiite din șiite, pro-iraniene din Siria, mențin starea de alertă la toate frontierele israeliene și, bineînțeles... O ultimă întrebare, de fapt o ultimă informație, și vă rog să comentați, și după aceea o să rămân cu domnul Harman, care prevăd că va fi deja foarte nervos, pentru că o prietenă a domniei sale, la care ține foarte mult, vorba de Ursula von der Leyen, se vrea încoronată în fruntea Uniunii Europene. Informația este foarte proaspătă, toate aceste informații pe care le citesc, și o să rog pe Ana să afișeze la un moment dat toate subiectele pe ziua de astăzi, și dumneavoastră puteți să alegeți subiectele pe care ar putea să le comenteze domnul Harman. Informația spune așa, eurodeputații propun o reformă fundamentală a tratatelor UE, care ar elimina o serie de drepturi naționale. Deputații din Comisia pentru Afaceri Constituționale și-au exprimat dorința de reformă fundamentală a tratatelor UE într-un raport aprobat miercuri 25 octombrie, o propunere care ar elimina o serie de drepturi de veto naționale și ar face organismul executiv al blocului Comisia Europeană mai deschis politic. Și ce vrea domnia sa? Spune așa, raportul Comisiei Parlamentare aprobat cu 19 voturi pentru 6 împotrivă și obținere va constitui contribuția Parlamentului la o convenție pentru revizuirea tratatelor. Acum vine chestiunea cea mai importantă. Comisia Europeană, domnule Popescu, domnule Harman, ar fi redenumită Executiv European, iar președintele instituției ar fi numit de Parlament și aprobat de Consiliul European, adică de șefii de stat sau de guvern ai statelor membre. Membrii executivului ar urma să fie aleși de persoana care prezidează în funcție de preferințele lor politice, o altă măsură care vizează politizarea organului executiv al UE. În plus, dreptul de inițiativă legislativă nu ar mai fi rezervat exclusiv Comisiei, întrucât Parlamentul ar obține un drept de inițiativă legislativă în sine. În conformitate cu propunerea, Parlamentul ar deveni de asemenea un colegiuitor al bugetului pe termen lung al Uniunii, cadrul financiar. Așa, competențele. Alte propuneri din raport urmăresc extinderea competențelor UE în anumite domenii. Astfel, europarlamentarii propun ca mediul și biodiversitatea să intre exclusiv în competența Uniunii, pe aici sunt cei mai mulți bani. În timp ce sănătatea publică, protecția civilă, industria și educația ar trebui, potrivit acestora, să fie o competență partajată între UE și statele membre. Și se vrea un referent la
nivelul UE și așa mai, articolul e foarte vast. Vă rog. Da, nu pun niciun preț. Sunt mai multe planuri de reformă ale Uniunii Europene care sunt vehiculate, inclusiv un proiect franco-german care prevede o Europa cu 4 viteze, instituirea unui nucleu dur, eliminarea dreptului de veto. Pentru a schimba tratatele, trebuie să ai unanimitate în Consiliul European, ceea ce nu cred că se va întâmpla, mai ales nimeni nu va accepta state din Est importante, Polonia, Ungaria, iar state Malta, Cipru, dacă ar elimina, ar pierde dreptul de veto, practic nu ar mai conta deloc. Domnule Popescu, mulțumesc pentru participarea în această seară. Și eu mulțumesc. Vă așteptăm aici, ca de fiecare dată, în studio de la Gândul, la Marius Tucă Show. Domnule Harman, iertați-mi îndrăzneala de a fi dezvăluit această pasiune a dumneavoastră. N-aș putea spune că e bolnavă, Doamne ferește, față de Ursula von der Leyen. Cum comentați toate aceste lucruri? O, Doamne, bun, Parlamentul European încearcă să-și câștige un rol în, așa cum văd ei, în triumviratul de conducere al Uniunii Europene, Comisie Executiv și Comisie, Consiliu și Parlament. Ei vor să câștige cât mai multă putere. Acum, din punct de vedere al democrației, deputații europarlamentari sunt votați de popor. Doamna von der Leyen n-a fost votată de către popoarele europene și se crede șefa Europei. Acum, lăsând această ironie a sorții, într-adevăr, domnul Popescu aici a avut mare, mare dreptate să spună foarte clar. Nu numai că Parlamentul Europei nu are puterea să propună așa ceva, dar exact cum a spus dânsul, lăsând țările mari din estul Europei, care vor efectiv se vor simți trădate că nu mai sunt băgate în seamă, țările mici ca Cipru sau Malta chiar nu vor avea niciun cuvânt de spus, ceea ce va crea de fapt nu o republică semiprezidențială cum visează von der Leyen din Uniunea Europeană, ci o republică imperială unde statele devin provincii și provincii imperiale, nici măcar provincii cu drepturi egale. Deci, Obama, vă rog. Da, eu nu cred că această propunere va prinde vreodată viteză, dar există destui socialiști și comuniști în Parlamentul European, începând de la liberali, la PPE, sunt tot felul de extremiști de stânga. Obama, un mesaj istoric care putea schimba jocul în Orientul Mijlociu. Fostul președinte democrat al SUA, Barack Obama, a lansat un mesaj legat de situația din Orientul Mijlociu, care ar putea fi numit istoric, prin potențialul de a schimba jocul în criza amintită. Spunem asta pentru că cel care a condus 8 ani America în calitate de prim președinte de culoare este cunoscut ca un mare, poate cel mai mare depozitar al voturilor minorităților din SUA, de la negri și asiatici la hispanici. El însuși un minoritar, Obama are un cuvânt greu, extrem de greu în Partidul Democrat, pentru că are simpatia minoritarilor americani, votanți tradiționali ai democraților. Și ce spune aici? Fostul președinte a ieșit în linia întâi, special pentru a da un mesaj către minoritățile din SUA. Aflate aceste minorități, clar de partea palestinienilor, dar nu numai lor, ci tuturor liderilor lumii apropiați de democrația americană, ori pur și simplu de valorile stângii. Democratul Obama le-a arătat calea și aproape te întreb dacă nu va fi vreo legătură între mesajul lui și poziția cu care a venit imediat Antonio Guterres, liderul ONU, radicalizarea bruscă a lui Erdogan, rezolvarea problemei conducerii Camerei Reprezentanților într-un moment când părea să nu se mai termine. Din acest motiv, potențialul imens al mesajului postat de Obama pe Medium de a schimba jocurile, am decis, spune aici publicația, să-l difuzăm integral. Vorbește despre atrocitățile, despre atacurile oribile ale teroriștilor Hamas, după care spune că e o sarcină extrem de grea, războiul este tragic și vorbește despre apărarea palestinienilor din Gaza. Deja mii de palestinieni au fost uciși în bombardamentele din Gaza, mulți dintre ei copii, sute de mii au fost forțați să-și părăsească locuințele. Decizia guvernului israelian de a întrerupe alimentarea cu hrană, apă și electricitate a unei populații civile captive amenință nu numai să agraveze o criză umanitară în creștere, ci ar putea înăspri și mai mult atitudinea palestinienilor. Generații de acum încolo ar putea eroda sprijinul global pentru Israel,
ar putea face jocul dușmanilor israelilor și ar putea submina eforturile pe termen lung de a obține pacea și stabilitatea în regiune. Prin urmare, este important ca aceia dintre noi care susținem Israelul în momentele de nevoie să încurajăm o strategie care poate anihila Hamas, minimizând în același timp numărul victimelor civile. Vă rog. Da, bun. Obama este nou președintele care a primit un premiu Nobel pentru o cuvântare în Egipt. Este cel care a făcut calculul cel mai grav și cel mai greșit, a făcut eroarea fatală lumii arabe, primăvara arabă. Este cel care, practic, a reușit să distrugă un echilibru construit în 10 de ani de către Mubarak, de către alții și de către liderii vechi ai lumii arabe. Este cel care a reușit să lase ISIS să ocupe, practic, două țări, Siria și Irak. Să nu uităm aceste lucruri. Eșecul politicilor lui Obama în lumea arabă, în Orientul Mijlociu, a dus la disperarea lui Netanyahu, care îl va umili în propriul său congres. Se duce în Congresul Statelor Unite Netanyahu și ține o cuvântare în care spune: nu puteți să faceți negocieri cu Iranul atomic. Ăștia vor arunca o rachetă nucleară asupra Israelului. Este cel care face JCPOA-ul. Da, tratatul nuclear cu Iranul, la care a participat copios, au participat mai multe țări, inclus în Franța, și care în acest moment, nu numai că a fost distrus de Trump, dar care nu poate fi revigorat, nu poate fi reînviat, iar ceea ce eu cred că a făcut Obama de fapt este, având în vedere dezastrul absolut al politicilor lui Biden, lipsa lui de credibilitate totală, incluzând minoritățile naționale din Statele Unite, eu cred că democrații și cei din spatele democraților, stăpânirea la lume, ar spune Dana Budeanu, dar stăpânirea democraților, stăpânii democraților, au decis să-l pună pe Obama să vorbească. De ce? Obama are mai mare impact decât actualul președinte Biden. Și eu cred că aici a fost tehnologia media. L-au pus pe Obama să explice de ce e bine ca să nu fie rău, sau de ce e rău ca să nu fie bine. Pentru că până la urmă Obama a propus aceeași soluție absolut de neacceptat pentru Israel: hai să faci să lăsăm Gaza să devină parte a statului palestinian, fără însă ca palestinienii să semneze garanțiile de securitate pentru statul israelian. Pentru că toată esența problemei, pe care nimeni nu o spune, și nici Obama n-a spus, și nu o spune nici Biden, și nu o spune nici franțuzul care, sau nici Moscova care se întâlnește cu liderii Hamas, nici franțuzul sau turcul care stau alături de Gaza astăzi, este că autoritatea palestiniană, lăsând, nu mai vorbesc de Hamas, că ei sunt clar, ei au în statutul lor să distrugă statul Israel. Autoritatea palestiniană, așa zisa singura voce autorizată a palestinienilor în lume, refuză și astăzi să semneze condițiile de securitate care să asigure pacea Israelului. Și nu poți să ai două state, unul lângă altul, pe un teritoriu așa de mic, atunci când unul dintre ele spune: dar eu nu te asigur că nu te atac. Deci Obama trebuie să găsească o soluție despre Hamas. Bineînțeles că nu a găsit-o, dar acest discurs al lui Obama n-a fost pentru extern, ci a fost pentru intern, pentru a jugula și pentru a pune capăt acestei sângerări masive a administrației Biden, care are o mare problemă de credibilitate, iar Biden nu are nicio influență în mesajele sale, prin mesajele sale. Ce vă mai propunem să citiți pe mariustucă.ro, și este în continuare a ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, această analiză. De fapt, e un doctor, filozof, psiholog, antreprenor și autor al cărții A History of Love and Hate, spune așa: tirania bunătății patologice. Activiștii progresiști deghizează antisemitismul în anticolonialism. Această bunătate este cea care dă activiștilor progresiști permisiunea de a deghiza antisemitismul drept anticolonialism. În narațiunea... Lăsați-l pe domnul... Domnul Harman, că eu citesc, mă aud. În narațiunea progresistă, inhalată de activiști, bunătatea față de oprimați legitimează cruzimea împotriva asupritorului, scrie Peter Hughes pentru
o publicație Unheard. Și analiza este absolut excepțională. Ați văzut că în America, da, progresiștii sunt toți pro-Palestina, da? Free Palestina și așa mai departe. Da, peste tot în lume. Progresiștii, wokiștii, da, peste tot, corect, da. Greta biciclista, toți care țin. Eu vreau să întreb pe acești woke și cancel, pe acești transgender care dimineața sunt bărbați și seara femei, pe acești purtători de steaguri multicolore, ei știu Hamasul cum execută homosexuali? Ei știu Hamasul că nu lasă femeile, fetele peste 14 ani să se ducă la școală? Ei știu că Hamas în Gaza a desființat singura universitate din Gaza? Era una din cele mai mari mândrii ale palestinienilor, Universitatea din Gaza. Dumneavoastră știți că eu am un prieten care a făcut Universitatea din Gaza, român, apropo. Dumneavoastră știți că Hamas, dar ei știu acest ochiși, canseliști, useriști, progresiști, care vor 3 grame de heroină să fie legal, care vor 3 grame de, nu de heroină, iertați-mă, am greșit, de marihuana să fie legal. Da. Greta biciclista, care vorbește Free Gaza. Dar de ce o faceți biciclistă, că nu înțeleg? E activista. Păi e activista, Greta biciclista, așa îi se spune în Occident. Ea cea care stați o secundă, domnul Harman. Eu țin foarte tare la valorile poporului român, mai ales la toate lucrurile care țin de identitatea noastră. Și am avut-o pe Mița biciclista și iertați-mă, n-aș vrea totuși să știți. Adică dacă am avut-o... Greta Thunberg, așa este. Nu, Greta, cum să-i zic? Ecologista, ecologista, nu, care nu. I s-a făcut... Greta, ecologista lui Pește Prăjit, mi se pare, chiar dacă nu rimează cu biciclista. Nu rimează. Greta, ecologista, care i s-a făcut un vapor special, ca să zică că n-a folosit fier, dar a folosit lemn de santal și lemn special, a costat milioane, ca să se ducă ea cu velierul în Statele Unite să vorbească la Națiunile Unite. Această Greta vrea Free Gaza. Dar Greta nu știe istoria? Gaza este liberă. În urma negocierilor cu de la Oslo, Israelul a părăsit teritoriul ocupat militar după războiul, mi se pare că după războiul din 67. S-ar putea să greșesc, dar cred că e războiul din 67. Să nu fie cel de Yom Kippur, că de-aia nu știu care dintre înălțimile Golan au fost ocupate, nu mai țin. Dar eu cred că e cel din 67. Gaza a fost eliberată de armata israeliană. Gaza este free, doamna Greta, domnii ochiști, domnii useriști, domnii pluseriști, domnii cu doiștea cu marihuana în nas. Dar stați o secundă, există o vorbă românească, există o vorbă românească și aici nu mă înțeleg cu dumneavoastră și probabil va fi un conflict, cum să zic, televizat. E o vorbă românească care spune despre morți numai de bine, nu? Hamasul nu-i mort încă. Nu de Hamas, că vorbeați de USR. Trebuie să reamintim cine sunt progresiștii din România, ca să știe poporul român pe cine votează data viitoare, că avem primar general progresist, care ne-a distrus orașul. Da. Și rugămintea mea este să fiți foarte atent la ceea ce spuneți. Ați văzut că ați fost luat la ochi, domnul Cristoi a fost eliberat cu YouTube până la urmă. Am aici o informație și a trebuit să vă pună pe gând pe dumneavoastră, pe mine și mai ales pe cei care ne urmăresc și dacă se poate și pe domnul Marcel Ciolacu. Nu știu dacă cunoașteți, de la PSD. Și da, se pare că e primul ministru. Da, se pare chiar este. Ministerul Afacerilor Externe, poate ați auzit de doamna Luminița Odobescu, va folosi inteligența artificială pentru a monitoriza site-uri de știri. Noi doi suntem pe aici, pe site-uri, pe YouTube, pe aceea am ajuns. Bloguri și conturile de social media ale unor influențe, jurnaliști și demnitari. Ministerul Afacerilor Externe a atribuit prin licitație un contract pentru realizarea unui sistem IT bazat pe inteligența artificială care va urmări în timp real. Deci acum, practic, IT ăsta, inteligența artificială e pe noi, pe mama noastră. Da. Conținutul de pe rețelele de socializare, site-uri de știri, bloguri și conturile celor mai cunoscuți influenceri, jurnaliști, celebrități și demnitari. Dau voie? Ministerul de Externe are voie să spioneze oamenii? Nu știu, domnule Harman. Obiectivul este detectarea, analizarea și combaterea dezinformării și a propagandei. Ia uzi. Contractul... Da. Eu întreb, Ministerul de Externe are în obiectivul său constituțional, că este instituție constituțională a României. Are în obiectivele sale dreptul de a spiona oameni?
N-am știut, eu credeam că SRI-ul face acest. A, stați un pic, da, pe asta văd, că cu asta se ocupă. Toți sunt cu SRI-ul, securiști în țara asta. Contractul, da, în valoare estimată de 3,2 milioane de lei. Și cui îi le dă? Îl dă lui Ghiță? Păi nu e firma, nu știu, că nu știu dacă ce firma e asta. Da. Singurul ofertant, normal, în cadrul licitației, da, e treaba lor, sistemul va fi implementat, haideți că mai avem o șansă, în 2 luni de la data atribuirii contractului, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2023. A, adică ia cu șica. Adică Ministerul de Externe își asumă spionarea cetățenilor, da, români. Da, dumnezeu, și de, da, Crăciun veți fi... Nu știu, vezi fi, ce vezi, ce se va întâmpla? Să se folosească cuvântul corect, că așa spunea și domnul Rog, că el face inginerie socială. Nu, să se cunoască bine, spionat. Dar e constituțional ca Ministerul de Externe să spioneze cetățeni, că sunt români sau străini, că văd că acolo nu specifică. Domnule, uitați-vă ce capabilități are, conform ăsta de pe SEAP, da, știți? Haideți că... Eu am luat-o așa, zic, totuși Odobeasca, dar nu e vorba de dânsa, e vorba de securiști care sunt peste toți infiltrați. Ce poate să facă, ce capabilități are? Că acum limbajul ăsta de lemn are și cuvântul capabilitate. Segmentare, da, geografică, posibilitate de separare a datelor mărții în funcție de țara de origine, da? Adică să știe de unde vine. Detecție rapide, articolele mențiune sau postările trebuie detectate într-un interval de maximum 30 de minute. Domnul Harman, stați o secundă, domnule. Adică ăștia unde să... Care e ceva... Pare o chestiune legată de război și trebuie să detecteze teroriștii, nu? Nu, dar nu este rolul Ministerului de Externe. Da. În primul rând, doamna Odobescu, citiți Constituția, citiți-vă legea de funcționare a Ministerului de Externe. Ministerul de Externe n-are securiști. Că scrie clar că securiștii nu este ei voie să fie diplomați. Dar de ce într-un interval de maximum 30 de minute, iertați-mă? Păi cum de ce într-un... Ca să știe domnul Iohannis să spună că nu e adevărat, dar la domnul Iohannis reacțiile sunt maximum 30 de zile. Deci la dânsul conform legii. Că așa spunea și când nu mi-a primit ministrii. În măsura în care sistemele... Fiți atenți aici. Da. Sistemul trebuie să fie capabil să colecteze statistici cu privire la interacțiunea utilizatorilor cu conținutul monitorizat. Aici noi stăm bine, din păcate sau din fericire. Număr de vizualizări, like-uri, distribuiri. Sistemul trebuie să includă posibilitatea de a programare în prospătarea datelor la intervale de timp pentru a putea acoperi întreaga durată de viață a unui articol sau postări. Domnul Harman. Durată de viață pe internet? Da, da, adică lasă vadă dacă mai apar chestii noi, dacă e updatat, dacă apar noi comentarii. Nu, nu, da, viața unui articol pe internet este eternitatea, doamna Odobescu. Dar eu întreb un singur lucru. Diplomația devenită răsecuriști, că eu știu că în conformitate și funcționarul public n-are voie să fie securistodios. Da, deci eu întreb foarte serios. Eu am o problemă și cu pensionarii de pensii speciale de la SRI care au ieșit la 45 de ani și acum mai vezi consilier la 50 ceva de ani pe la șef de agenții, plină, da, de securiști ordinari de la SRI. Dar eu am o întrebare, domnule Tucă. Are voie Ministerul de Externe să facă așa ceva, să adune date? Eu zic că nu. Și aici e vorba, parcă a venit și miliția la oaltă cu securitatea, spune, da, așa, să extragă date publice din site-uri și rețele social media, cel puțin Facebook, Twitter, Instagram, minim postări, comentarii pentru fiecare rețea socială, cu și fără a fi nevoie de autentificare. A? Adică hackerează sistemul? Da, da, adică se permite extragerea metadatelor asociate unei pagini web, data, autor, descriere, titlul. Da, adică să hackereze, că dacă nu te autentifici, înseamnă că nu scrie că Ministerul de Externe a luat datele. Scrie, da, hacker, Minister de Externe, diplomat egal securist sau diplomat punct securist. Da. Ce să spun, este, da, că ați văzut că și DGIA a devenit serviciu secret cu drept de urmărire de Direcția Generală de Informații Armatei. Dom'le, da, te iei cu mine de păr. Ăla n-a prins un spion decât l-a prins pe prăpăditul ăla de rus, dar pe aia din Occident nu-i prinde. Spionul care militar, rus, domne? Ce rus a prins? A prins acum 2 ani, nu mai țineți minte, când era isteria, când a început războiul de agresiune rusă împotriva Ucrainei, nu mai țineți minte că l-a și dat afară pe un atașat, adjunctă de atașat de secretară militară de pe la ambasadă, săracul. Așa, aflase Direcția Generală de Informații Armatei că este el spion.
Așa. Da, iertați-mă, sunteți un ziarist, un analist informat. Dumneavoastră ați văzut discutându-se la vreo televiziune, la undeva, acest subiect? Nu. 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 Deci păi înseamnă nu. Că securiștii sunt printre noi. Nu. Și mai am o problemă. Eu mai am o problemă cu chestia asta cu doamna Udobescu. Dar doamna Udobescu când s-a apucat să facă diplomație? Sau securiștii de la Ministerul de Externe, că înțeleg că acum este, e poate, adună metadate. Este un răspuns clasic pe care permis să vi-l spun mai pe seară. Deci după, mai pe seară? După e, orele... Uite, e seară. Stai, domnul Tucă, e seară. Îmi pare rău. Aici m-a prins. Haideți să recomandăm un articol. Nu mai avem timp acum. Am depășit spațiul alocat emisiunii, ne cer iertare, ca de obicei suntem, mai ales eu sunt un nenorocit de om. Iluzia de securitate a Israelului. Este o analiză absolut excepțională. O găsiți, v-am trimis această analiză pe mariustucă.ro. Dacă vrei să o pui în locul meu, pe ecran. Da, și o să citesc. Nu. Și o să citesc doar câteva rânduri, după aceea o să trecem la următorul subiect care o să-i facă mare plăcere domnului Hartmann. Iluzia de securitate a Israelului, tehnologia militară a devenit un idol fals, scrie o analiză Unheard. După două săptămâni este mai aproape de a explica eșecul catastrofal al apărării extrem de scumpe și de înaltă tehnologie a Israelului la granița Gaza de a opri atacul Hamas. Am văzut un număr surprinzător de oameni, atât din dreapta cât și din stânga, susținând sau sugerând că prăbușirea rapidă a acestor apărări presupus impenetrabile, împreună cu răspunsul foarte lent al armatei israeliene la atac, are o explicație conspirativă. De exemplu, că Netanyahu sau Washingtonul sau oricine din interior trebuie să fi vrut ca atacul să treacă, deoarece altfel Hamas nu ar fi avut nicio șansă. Găsesc această idee ridicolă, dar și greitoare. Multora li se pare că ideea că evreii israelieni au fost trădați în mod deliberat și li s-a permis să fie uciși de propriul lor guvern, puternic naționalist, este o teorie mai ușor de crezut decât că sistemele tehnologice complexe ar putea eșua. Acest fapt vorbește despre ceva important, despre modul în care noi, modernii, am ajuns să percepem greșit modul în care funcționează lucrurile. Ne plasăm greșit credința în sisteme și adesea ne facem accidental mai vulnerabili la haos. Și așa este. Este identic cu ce s-a întâmplat acum un an jumătate, dacă vă amintiți, este foarte important de înțeles. Toată lumea spunea, gata, vin tancurile, tehnologia, vine toată tehnologia americană în Ucraina și o să vedeți că se schimbă situația, practic se schimbă situația de pe frontul agresiunii ruse împotriva Ucrainei. E uite că au venit și nu s-a schimbat. Este o paradigmă de securitate, este o paradigmă fundamentală în care trebuie să înțelegem că tehnica este doar o parte a acestei paradigme și așa cum mi-ați trimis azi dimineață articolul, așa cum am spus-o azi dimineață, o spun și în această seară, domnule Tucă, până când Israelul nu va pune sânge pe nisipul Gazei, soldații săi nu vor apărea metru cu metru acel teritoriu, să știți că tehnologia nu va duce la victorie. Din nefericire, trebuie o armată, trebuie soldați, trebuie absolut implementată real soluția de securitate pe care guvernul Netanyahu, pe care Israelul o întrevede. În acest moment, numai tehnologia nu va aduce pace Israelului. Erdogan critică Uniunea Europeană pentru că nu a cerut încetarea focului în Gaza. Biden spune, nu ne putem întoarce la status quo de dinainte de război, trebuie să existe viziunea a două state, scrie Times of Israel. Și Camera Reprezentanților a Statelor Unite a adoptat o rezoluție în sprijinul Israelului, proaspăt echipată cu un nou speaker, un nou președinte, după săptămâni de impas, a adoptat o rezoluție în sprijinul Israelului și spune că statul evreiesc, că America sprijină statul evreiesc, care se apără împotriva războiului barbar declanșat de Hamas și alți teroriști. A fost aprobat cu 412 voturi pentru și 10 împotrivă. Și republicanul Mike Johnson a promis că acest text va fi primul pe care îl va depune. Și domnule Hartmann, pentru că nu mai avem timp deloc, terminăm într-un mod mai
nici nu știu cum să-i spun, altfel decât tot ce am discutat până acum. BBC a retras o placă în onoarea primului britanic negru, după ce analizele ADN au dovedit că, de fapt, femeia era din sudul Europei. Haideți să vă spun un singur lucru. Da. Stați o secundă. Placa BBC în onoarea primului britanic negru a fost îndepărtată pentru că s-a dovedit că femeia era din Cipru. O nouă analiză ADN sugerează că afirmațiile programului Black și British despre originea așa erau greșite, scrie The Telegraph. Vă rog. Eu am să vă povestesc un singur lucru și trebuie să se înțeleagă exact nuanța. Și nu vreau să fiu criticat sau nu vreau să fiu atacat și nu vreau să fiu părât la CNA. Vă rog. Voi știți, înainte de traficul cu sclavi din Africa, voi știți care era cel mai bine finanțat comerț cu sclavi în Europa? Cel cu albi. Eu reamintesc că milioane de albi europeni au fost sclavi în Imperiul Otoman. Și reamintesc că în secolul femeilor, secolul care l-a dat pe Suleiman Magnificul, soțiile, mamele și bunicile de celor mai mari sultane ai Imperiului Otoman erau femei sclave. Sclave, răpite de acasă. De altfel, marea iubire a lui Suleiman Magnificul, îmi scapă numele, poate vă spune Ana sau cineva, îmi scapă numele, celebra, Dumnezeule, chiar îmi scapă numele, celebra soția lui Suleiman Magnificul este luată din casa ei, fiică de preot creștin. Curem, rusoaică. Deci cel mai profitabil comerț alături de blănuri din acea perioadă era comerțul cu sclavi albi. Mulțumesc, domnule Harman. Ciolacu, deci, ultimele informații, uite, trimise de Bogdan Tiberiu Iacob, mâine adoptăm o nouă ordonanță de urgență în ceea ce privește cheltuielile bugetare. Nu vom avea un deficit mai mare de 6%. Acum două zile... Da, Dumnezeu, sănătate! Sănătate și mai bine. Acum două zile vorbea de 5,7, mă rog, nu ne luăm de la 0,3. Doi, fratele dumneavoastră, Klaus Iohannis, noi vom continua să oferim ajutor Ucrainei. E păcat că unii nu o mai fac. Pare rău. Domnul Marcel Boloș, această eminență incredibilă a Ministerului de Finanțe și a Finanțelor Românesc, nu cred că putem continua cu cumpărăturile, baxuri întregi de hârtie igienică în prag de sărbători. Da, dar stați o clipă. Problema mea fundamentală este cu aceste tăieri de lucruri, că domnul Ciolacu asta face, premierul Ciolacu asta face, a propus să nu se mai cumpere cadouri, să nu se mai... Foarte bine, foarte bine. Problema este, domnule, dar când îl iei pe Câțu Mățu și pe Ciucă, când îi ia DNA-ul pentru că i-au încălcat legea? Aceeași răutate străbate dincolo de ecranul în care, la care vă văd. Sivri Mureșan, banii din rezerva UE s-au terminat, urmează o revizuire la 4 din 7 capitole, avem 0 cenți pentru anul viitor. Și în sfârșit o veste bună, una mai bună ca alta, și asta mi se pare vestea care după această seară încheie apoteotic informațiile pe care le-am dat. Sistemul antidronă din zona Deltei Dunării funcționează, iar aliniamentul radarelor a coborât până aproape de sol, a declarat joi la Bruxelles președintele Klaus Iohannis. Practic s-au aliniat... Este foarte grav. O clipă, domnule Tucă. Asta e informație extrem, este extrem de gravă. Din punct de vedere tactic și militar, să ajungă radarele la aproape de nivelul solului, înseamnă că dronele nu sunt drone, sunt bucăți de drone, știm asta deja, distruse de către antieriena ucrainiană. Și drama fundamentală, domnule Tucă, este că ele continuă să cadă. Iar eu am discutat cu câțiva dintre membrii unui grup prieten cu mine de proprietari de hoteluri din regiune, care mi-au spus, dar noi de 2 ani de zile avem această problemă și la noi nu mai vin turiști tocmai datorită acest lucru. Faptul că radarele merg la așa în jos nivel înseamnă că
dronele rusești cad sau dronele care cad, că nu știi care cad, pentru că până una păi alta era pot să cadă stelele și... care cad, nu dronele care cad. Încercați să păstrați originalul, dacă se poate. În da, momentul, am înțeles, da. În momentul de față există un aliniament foarte bun și la radare s-a coborât, spune Iohannis. Știți că a fost inițial o problemă, că radarele detectau numai ce era peste 600 de metri. Acum s-a coborât foarte mult, aproape până în zona solului. Se continuă este și se continuă cu îmbunătățirea întregului aliniament, fiindcă trebuie să evităm astfel de incidențe. Deci nu mai avem alinierea, cum se cheamă, planetelor, avem alinierea radarelor, domnule Harman. Începeți, vedeți, odată cu participarea la emisiune, odată cu mine aflăm lucruri foarte interesante. Alinierea, numai ca stelele, ca dronele și se aliniază radarele, nu se mai aliniază planetele. Hurem o cheamă, am primit aici de la toți prietenii, cum o chema pe nevasta lui Suliman, magnific, da. Cum aș spune. Dacă aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră, pentru că a spus multe lucruri rele și foarte rele. În apărarea mea vreau să vă spun un singur lucru. Sper ca România să aibă înțelepciunea să rămână alături de bine. Și sper să aibă capacitatea să navigheze în acest moment într-unul din cele mai complexe și complicate momente istorice. Atunci când un prim-ministru israelian face apel la profeții, intrăm deja într-un teritoriu, să spunem, într-un limbaj care scapă politicianului, care scapă de sub controlul statului și se duce într-un apel la cele mai atavice frici și la cele mai atavice sentimente. România și noi trebuie să fim foarte siguri că știm să navigăm în această lume care a nebunit efectiv și care, nemai având soluții, face apel la formulele magice de odinioară. Mulțumesc, domnule Harman. De asemenea, mulțumesc domnului Popescu. Vă așteptăm și în studio, domnule Harman. Noi suntem aici. Este joi. În principiu ne vedem luni seara la orele 20, dar trebuie să vă fac această precizare, având în vedere și numărul foarte mare al celor care se uită seara de seară la noi, în funcție de evenimente, dacă evenimentele o cer, vor fi începând din această seară și mâine, vineri și sâmbătă, duminică vom fi prezenți în studiourile de la Gândul și emisiunea Marius Tucă Show va fi aici, se va întâmpla, iar dumneavoastră puteți vedea această emisiune pe canalul de YouTube de la Gândul, pe pagina mea de Facebook, pe mariustucă.ro, mă rog, pe site-ul gândul.ro, pe tot acolo unde ne găsiți de obicei. Mulțumesc, ne vedem când o să ne vedem. Țineți aproape!